Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Astăzi vă propun să facilităm procesul de autoevaluare și evaluarea cadrelor didactice. Pe platforma Google Classroom a unității dumneavoastră de învățământ puteți încărca legislația cu privire la procesul de acordare a calificativului anual pentru cadrele didactice, postând procedura la nivel de unitate și, de asemenea, materiale editabile pentru completarea fișei anuale de autoevaluare. După cum știți, fișa cadru este disponibilă pe pagina Ministerului Educației Naționale, fișă ce conține, pe lângă datele de identificare ale cadrului didactic, și cele 7 domenii ce vor fi evaluate la finalul fiecărui an școlar. Dumneavoastră știți că la începutul anului școlar, Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ aprobă forma finală a fișei de evaluare specifică fiecărei unități de învățământ, corelată fiind aceasta cu fișa postului pentru fiecare cadru didactic, de asemenea adaptată la nivelul fiecărei unități de învățământ. Să nu uităm, calificativul anual este obținut în urma unui proces ce poate fi facilitat de crearea unui formular Google Docs pe platforma G Suite a unității, formular ce permite și adăugarea dovezilor pentru fiecare domeniu al evaluării în parte. În cazul în care este nevoie să încărcați mai multe dovezi, această posibilitate, acest formular vă dă posibilitatea să o faceți. De asemenea, puteți încărca fișa de autoevaluare și raportul de activitate după ce ați semnat și ați scanat documentele, inserând, bineînțeles, de ce nu, și criterii, și acum vorbesc din perspectiva administratorului platformei, inserând criterii care să permită fiecărui coleg, fiecărui cadru didactic să primească un feedback de la comisia de evaluare, de asemenea să poată reîncărca în măsura în care este necesar și alte dovezi pentru obținerea punctajului vizat și, bineînțeles, să restricționați la utilizatorii din cadrul unității de învățământ posibilitatea de a completa acest document, acest formular. Să nu uităm, este de asemenea important să completăm un mesaj de confirmare al primirii formularului și sper să vă fie util. La revedere!